Elevii vor avea din toamnă carnet de sănătate digital. Asta înseamnă că evoluția copiilor va fi înregistrată pe o platformă ce va putea fi consultată de părinți și profesori. Programul va fi implementat din toamnă în câte o școală din fiecare județ și, dacă va da roade, va fi introdus în toate unitățile de învățământ. Ministerul Sportului și Educației au semnat un protocol prin care vor realiza o bază de date digitală care va cuprinde informații actualizate despre toți elevii de la clasa 0 până la clasa a 12-a. Această bază de date va strânge informații atât despre înălțimea și greutatea elevilor, dar și despre alte trăsături fizice și biologice, cu scopul de a îmbunătăți starea de sănătate, dar și creșterea potențialului de performanță fizică. Profesorii susțin că ideea este una foarte bună. Ca idee, carnetul de sănătate digital pentru copii este excepțional. Gândiți-vă în ce pericole suntem, la ce pericole sunt supuse cadrele didactice, mai ales profesorii de sport, care cer la fiecare an un bilet de la medicul de familie că elevul este capabil să facă sport. Dar niciodată, cine poate să știe dacă un copil are un, Doamne păzește, un anevrism, suferă de un anevrism, suferă de cine știe ce boală ascunsă. Dacă are un carnet de sănătate digital, altfel se pune problema. Automat este trimis la medicul de familie și, mă rog, nu știu care va fi procedura, dar înseamnă și 100% ajută, pentru că în acel carnet vor trebui scrise analizele din timp în timp. Programul biometric va fi implementat mai întâi ca pilot în câte o școală din fiecare județ, începând cu luna septembrie.